Cosmina, toată lumea s-a întrebat cum reușești tu să rămâi atât de slabă, atât de mult timp și să mănânci câteodată ce vrei. De multe ori chiar și eu îmi pun această întrebare și să știi că nu am găsit încă răspunsul. Chiar mai devreme m-am întâlnit aici cu o bună prietenă și a ținut să mă întrebe dacă mănânc ceva vreodată. Și să știi că sunt destul de obișnuită, câteodată chiar plictisită de miștorile astea. Pentru că, sigur, oamenii când mă întâlnesc îmi spun foarte des acest lucru. Nu fac nimic în mod special. Dintotdeauna am fost o mare iubitoare a sportului. L-am practicat ori de câte ori am avut ocazie. Am avut, evident, și perioade în care am fost mai activă din acest punct de vedere. Perioade în care, din cauza faptului că eram ocupată cu evenimentele pe care le aveam, pe care le prezentam și eu, în general, astfel de evenimente pierd și nopțile și durează un pic mai mult acum că am mai îmbătrânit recuperarea. Deci, așa cum spuneam, fac sport ori de câte ori am ocazia. Așa, ca să-ți dau un detaliu mai atipic, să zicem, care poate te-ar putea interesa, nu mai consum carne de porc de 4 ani. Și cum te simți? Mă simt bine, e adevărat, carnea de porc este gustoasă, chiar dacă nu este sănătoasă. Mai poftesc din când în când, sigur, așa o bucățică mică de la vreun prieten din farfurie sau așa, mai iau din când în când. Dar nu, când merg la un restaurant nu-mi comand carne de porc, acasă nu pregătim deloc carne de porc. Nu știu, sărbători nu pregătim? Nu, mama, de exemplu, când vin sărbătorile, pregătește sarmalele cu carne de curcan. Special doar pentru tine? Nu pentru mine și ei mănâncă la fel. E mai sănătos. Un astfel de meniu, o astfel de dietă e mult mai sănătoasă. Eu încerc să consum alimente, evident, care sunt și mai ușoare, iar carne de porc, că tot vorbim despre ea, nu intră în această categorie. În fiecare zi, dacă tot vorbim așa despre programul meu alimentar, în fiecare zi, orice aș face, oriunde aș fi, consum minim o salată. O salată cu ceva, atenție, nu doar o salată, că nu mă satur dintr-o salată simplă. Și încerc să nu fac combinațiile atât de gustoase, dar atât de periculoase, cartofi cu carne, orez cu carne, din ce am înțeles la specialiști. Dar nu, roșii cu prânz să mănânc toată vara, mult prea bune, mult prea bună combinația, dar mult prea bune împreună ca să, chiar dacă sunt nesănătoase, uite, am aflat acum de la tine că n-ar fi. Dar încerc să nu fac aceste asocieri între alimente. Asta ar fi. Problem cu dulciurile, te abții sau mănânci o ciocolată dacă o vezi odată? Mă abțin așa, cam o zi, două, nu mănânc nimic dulce, dar a treia zi o ciocolată întreagă și dacă mai am și alta ascunsă, mănânc și jumătate din cealaltă. Da, mănânc dulce, îmi place. La tine în casă nu prea sunt dulciuri ascunse sau găsim dacă... La suprafață. Și dacă încep să caut, sigur mai găsesc. De exemplu, zile trecute am găsit într-un buzunar niște biscuiți de cafea, pe care cred că i-am luat de la o cafenea, nu știu, mi-au plăcut foarte mult la gust și am zis, asta am și pentru mai târziu. Dar, așa cum spuneam, în general nu-mi refuz nicio plăcere când vine vorba despre alimentație. Nu cred că trebuie oricum să faci astfel de lucruri, să te înfometezi, practic să-ți supui organismul unui proces destul de agresiv, zic eu, acela al înfometării. Și dorm mult. Încerc să am mereu zâmbetul pe buze, dacă nu sunt într-o formă, nu ies din casă, într-o formă bună nu ies din casă, da, așa, stau să-mi recapăt energia pozitivă și fac mult sport, așa. Dar pe lângă sport, că sport ai făcut dintotdeauna, de când te știm tu faci sport, pe lângă sport mai faci și mai alte trucuri, așa să zicem, te mai duci la un aparat minune, un reumatism. Până anul acesta, până acum 2 săptămâni, am făcut, cred că o singură dată, nu, de vreo 2-3 ori masaj. Ar fi trebuit să fie anticelulitic, dar l-am ales pe cel de relaxare când am ajuns la salon. Asta se întâmpla cu ceva ani în urmă. Iar acum, pentru că anul acesta împlinesc 33 de ani și simt, sincer îți spun, că trebuie să fiu și mai atentă. Sigur, nu fac lucrurile acestea la modul obsesiv, adică nu sunt obsedată de treaba asta, dar fermitatea pielii e alta, se schimbă niște lucruri, înțeleg doamnele care ne urmăresc acum și care, mă rog, știu că după 30 de ani trebuie să fim mai atentă. Și am început un set, să-i zic, mă rog, am mers la masaj anticelulitic și mi-am făcut și un abonament. Cu bețe de bambus, doamne! Îți mulțumim mult și acum accepti provocarea ca în Kansas? Am încotro, hai!